Și mulțumesc frumos că ați răspuns aceste invitații pe care v-am făcut-o. E a doua conferință de presă pe care o organizăm de la începutul stării de pandemie. Prima a fost acum o săptămână pe un raport special privind felul în care se respectă legislația referitoare la bursele școlare. Astăzi însă e o coincidență că exact astăzi sunt 6 luni de la momentul la care a fost recunoscută starea de pandemie în România și a fost instaurată prima stare de urgență. Deci astăzi sunt 6 luni de la acel moment și am socotit că e firesc să vă prezentăm ce am făcut noi în această perioadă de timp în legătură cu această stare de urgență pe care am parcurs-o și starea de alertă pe care încă o parcurgem. Alături de mine, și vreau să vi le prezint pe colegele mele, sunt și încep în ordinea aceasta din partea dreaptă, doamna Emma Turtoi, care este șefa serviciului nostru contencios constituțional, deci veți ști către cine să dirijați anumite întrebări dacă le veți avea. În stânga mea este doamna consilier coordonator a biroului teritorial Brașov, Cornelia Cor, și tot în stânga mea este doamna Andreea Boicoianu, pe care deja cred că o cunoașteți, dânsa este șefa serviciului nostru de analiză acte normative, dar și de comunicare. Și ca să fiu foarte sinceră, este cea care a redactat acest raport pe care l-ați primit. De ce le-am invitat pe colegele mele din staff astăzi alături de mine? Pentru că tot ce am făcut noi în această perioadă de timp este rodul unui efort colectiv al instituției. Nu poate nimeni să creadă că eu singură știu atâtea lucruri, le văd pe toate și le pot și transpune în practică. Colegele mele sunt cele cu care am lucrat, nu doar dânsele, dar poate cel mai mult în această perioadă de timp cu dânsele am lucrat și o să vă și explic de ce. În acest raport, dumneavoastră veți găsi enumerate o serie de acțiuni pe care noi le-am făcut în această perioadă de timp. Vreau să vă spun că el reprezintă cam 20% din activitatea instituția Avocatul Poporului în aceste 6 luni. Sunt doar lucrurile cele mai vizibile, sunt lucrurile care au vizat guvernul, ministerele, Curtea Constituțională, și de aceea am și pus pe site-ul instituției noastre, am făcut acolo o rubrică specială, acțiuni ale Avocatului Poporului în starea de urgență și de alertă. În același timp însă, restul de 80% sunt lucruri care au rămas să fie rezolvate și au fost rezolvate la nivel local. De aceea ele nu sunt pe site-ul instituției noastre, dar ele sunt imensa majoritate a activității acestei instituții, chiar dacă se bucură de mai puțină vizibilitate. Nu v-aș da date statistice ca atare, pentru că nu cred că acestea vă interesează foarte mult. Sigur însă că trebuie să vă spun că noi am suspendat audiențele din momentul în care a fost instaurată starea de urgență, din motive lesne de înțeles. Însă în același timp v-aș spune că numărul petițiilor, solicitând noi să fie trimise prin e-mail și eventual prin poștă, dar numărul petițiilor într-o primă fază s-a triplat. Acum însă cred că am revenit la ceva asemănător cu anii anteriori, dar la început s-a triplat. Au fost foarte multe sesizări din oficiu, mai multe decât anul trecut pe vremea aceasta, cele mai multe din ele venind de la colegii noștri de la birourile teritoriale, noi având 14 birouri teritoriale în afara acestui sediu central. V-aș mai spune că sigur că am reușit să asigurăm un dispecerat telefonic
și în felul acesta am reușit să răspundem în perioada asta de timp la 4455 de apeluri și la nivel central și local. Și am avut foarte multe solicitări, dar când spun foarte multe, ar trebui să spun foarte, foarte multe solicitări de a sesiza Curtea Constituțională pe aspecte dintre cele mai diverse. La unele din ele recunosc că eu însă nu m-aș fi așteptat. Ele au fost și continuă să vină. Unele sunt petiții individuale, altele sunt petiții care în realitate sunt petiții colective. Sunt trimise de, nu știu, 90, 100, 200 de oameni, 500, dar de fapt e copy-paste aceeași sesizare. Îndrăznesc să spun că instituția aceasta în ultimele 6 luni și înainte, dar eu mă refer la aceste 6 luni, a făcut ceea ce a considerat că este firesc să facă o instituție care prin Constituție a fost gândită ca un garant al drepturilor și libertății. Sigur că da, asta a însemnat în același timp că unii ne-au criticat și ne critică pentru că am făcut prea multe. În egală măsură să știți că sunt unii care ne critică pentru că n-am fi făcut destule sau le-am făcut prea târziu. Aș vrea să înțeleagă toată lumea că mandatul avocatului poporului nu vine decât de la Constituție. Acolo este gândită această instituție și mandatul pe care îl are este descris de Constituția României. Și noi am acționat în conformitate cu acest mandat. Au fost situații interesante de altfel, în care la unele din adresele noastre nu s-au primit răspunsuri de la ministere și veți găsi acest lucru reflectat în raport și totuși ministerele au făcut ceea ce noi de fapt le-am solicitat. Vă dau și câteva exemple. Plecând tot de la colegele noastre, am descoperit că deși boala aceasta nu era o boală atât de importantă și lumea era obligată să fie internată, medicii erau tot timpul pe baricade, personalul sanitar și așa mai departe, boala în sine nu era inclusă în acea hotărâre de guvern în conformitate cu care concediul medical se putea plăti 100%. Vreau să vă spun că numai în urma demersurilor noastre, făcute și la Ministerul Sănătății și la Ministerul Muncii, s-a modificat acea hotărâre de guvern și astăzi discutăm de un concediu medical plătit 100%. De asemenea, ordinul Ministerului Sănătății privind externarea pacienților asimptomatici după 10 zile cu eventuala izolare încă 4 a venit tot în urma unor solicitări expres făcute de această instituție. Iarăși, nu am primit răspunsuri, dar câtă vreme ministerele au acționat așa cum era firesc, noi am fost mulțumiți de situație. Am semnalat de-a lungul timpului mai multe situații foarte delicate în ce privește azilele de bătrâni sau în ce privește spitalele de psihiatrie. Iarăși, e interesant, nu am primit răspunsuri de la ministere, dar s-a acționat pe plan local imediat. Și situațiile alea, cel puțin la acel moment, au fost remediate. De asemenea, aș vrea să vă spun că și să vă explic de ce și intervențiile noastre s-au schimbat pe parcursul acestor 6 luni în funcție sau odată cu evoluția situației din țară. Inițial, să știți că noi ne-am axat mai ales pe nevoia aceasta de acordare a unei asistențe psihologice și cadrelor medicale și unora din pacienții internați și care erau depistați ca fiind infectați. Ne-am interesat foarte mult de asigurarea echipamentelor de protecție, atât în ceea ce privește medicii, cât și cadrele sanitare în general, dar și polițiștii.
Ne-a interesat pentru că ne imaginam că o să urmeze o perioadă economică dificilă și am făcut recomandări în sensul plafonării prețului la unele alimente de bază și la medicamente. Am primit un răspuns de la Secretariatul General al Guvernului, ne-a spus că vor lua în considerare. Azi, după 6 luni, eu văd că prețurile alimentelor, inclusiv de bază, au cam crescut, pomeneală să fie plafonate. Deci le-au luat în calcul, dar au decis să nu. Am avut într-o primă fază, în faza inițială, o corespondență destul de bogată cu Ministerul de Interne și lucru care ne-a interesat cel mai mult se referea la numărul agenților de ordine, la pregătirea lor, la instruirea celor care aplicau amenziile. Am făcut solicitări privind claritatea în redactarea ordonanțelor militare care erau date, dacă mai țineți minte, ele erau date seara și în următoarele 24-48 de ore se tot venea cu modificări și cu clarificări cum anume ar trebui interpretate. Ulterior însă, cumva activitatea noastră a devenit mai specifică și o să mă refer la câteva din acțiunile făcute în legătură cu diferitele categorii de ministere. Cele mai multe au fost și continuă să fie la noi în instituție, ca petiții, ca sesizări din oficiu, legate de sănătate. În această perioadă trebuie să recunosc că volumul de activitate al colegilor de la acest domeniu s-a dublat, dacă nu cumva chiar s-a triplat. Și în ceea ce privește aspectele legate de sănătate, au fost, pe de o parte, aș zice că au fost două mari teme care ne-au interesat. Pe de o parte, au constatat, exact colegii mei de la Brașov au constatat prima dată acest lucru, durata excesivă a internărilor persoanelor asimptomatice. Când spun excesivă, vă vorbesc de săptămâni întregi, de 63 de zile, cea mai lungă perioadă pe care o știu eu, care mi-a fost adusă la cunoștință, de 68 de zile și chiar privea un medic. Dar au mai fost situații, săptămâni întregi, în orice caz peste o lună. Problema a fost, pe de o parte, că se despunea internarea, sigur că da, dar pe de altă parte, neexternarea lor. Li se cerea tot timpul să aibă 2 teste negative la interval de câteva zile. Ori testele acestea le vedeți și dumneavoastră, că uneori mai recunosc o rămășiță din virus și ți ies testele pozitive. Așa se face că au fost persoane care au rămas și câte 2 luni în spital și sigur că lucrul acesta a fost de interes pentru noi, pentru că vă dați seama că nu e vorba numai de ocuparea unui pat în spital, e vorba inclusiv de traumele pe care persoanele alea care se simt sănătoase le au stând într-un spital de unde nu puteau să iasă, că înțelegeți că erau pur și simplu carantinate în acea cameră de spital. Pe de altă parte, ne-a interesat foarte mult neacordarea asistenței medicale normale, firești, pentru oamenii care sufereau și suferă de alte boli, pentru că multe spitale au devenit COVID sau suport COVID. Să știți că prima adresă pe care noi am trimis-o ministrului Tătar, rugându-l, nici nu știu dacă era ministrul Tătaru la data aceea, dacă nu era chiar ministrul domnul Costache, nu mai știu exact, dar este din 10 aprilie. Deci la 3 săptămâni, practic, după instaurarea stării de urgență, noi le-am scris celor de la minister și i-am rugat să vină cu clarificări ce înțeleg ei prin situații medicale de urgență, pentru că primeam tot mai des și mai des petiții de la oameni și erau semnalări în presă ale unor persoane care nu beneficiau de asistență medicală minimală. În același spirit am solicitat
să vedem care sunt măsurile de protecție privind bolnavii cu afecțiuni oncologice. Am semnalizat lipsa unor medicamente necesare în tratamentul continuu al unor maladii. Din nou am revenit pe 29 mai cu chestiunea aceasta a restrângerii accesului pacienților cu alte boli. Pe 18 iunie am făcut chiar o recomandare către ministru în legătură cu obligativitatea internării persoanelor asimptomatice, dar care erau depistate pozitiv. Și să știți că asta n-am făcut-o pentru că dintr-o dată noi am devenit experți în medicină, ci pentru că primisem aici o petiție semnată de 722 de medici care ne relatau efectele extrem de negative și puternice atât asupra pacienților internați, asimptomatici, dar internați, cât și faptul că, fiind spitalele ocupate cu acești pacienți, ceilalți nu mai puteau beneficia de asistența firească. De asemenea, am solicitat, la câteva zile după această recomandare, ministrul a dat un ordin, sigur, ulterior a intervenit legea și lucrurile au fost schimbate. De asemenea, am solicitat, printr-o adresă adresată ministrului, organizarea cu celeritate a examenului de specialitate pentru medicii care au finalizat rezidențiatul. Coincidență sau nu, cam la 24 de ore distanță au fost organizate și au fost planificate acele concursuri. Către Ministerul Muncii și Protecției Sociale am trimis multiple adrese semnalizând situația din azile și situația persoanelor cu dizabilități, mai ales cele instituționalizate, explicându-le că acelea vor deveni focare de infecție și, din păcate, am avut dreptate, vedeți și dumneavoastră, cât de multe din asemenea centre au fost atinse după aceea de virus. Un aspect care ne-a interesat foarte mult și el continuă să fie pe agenda noastră pentru că nu e rezolvat, se referă la drepturile salariale ale persoanelor care lucrează în DGASPC-uri. Cum banii vin de la consiliile județene și consiliile județene nu au primit fondurile necesare, să știți că sunt oameni în aceste DGASPC-uri în câteva locuri din țară care nu și-au primit salariile către 2-3 luni de zile. Ori, iertați-mi fie, dar lucrul acesta este grav pentru că oamenii aceștia chiar au fost și ei extrem de solicitați și sunt în această perioadă. Către Ministerul Educației și Cercetării, și acolo am făcut mai multe adrese pentru că ne-a interesat foarte mult situația desfășurării învățământului online. De altfel, am făcut și niște anchete, dacă pot să le spun așa, la nivel local. Din unele locuri, din unele județe, am obținut toate informațiile pe care le-am solicitat, din altele nu, și atunci ne-am adresat și Ministerului. Însă, da, din păcate, concluzia a fost că nu toată lumea are acces la o tabletă cu care să poată să participe la ore și, evident, nu toată lumea are acces la internet, nici elevi, nici profesori. Ne-a mai interesat situația efectelor triajului epidemiologic la evaluarea națională și la examenul de bacalaureat. Am adresat o serie de întrebări nu de multă vreme privind deschiderea anului școlar, felul în care se va face evaluarea elevilor la final în funcție de forma de învățare, prezență în clasă sau online și, de asemenea, cum văd rezolvarea, da, accesului la tablete, la internet. Gândiți-vă, vă rog frumos, că inițial noi toți am sperat că această pandemie se va duce în câteva luni de zile. Când ni se vorbea de 2021, nici nu vroiam să ne gândim că ne ducem până acolo. Iar astăzi, unii vorbesc de 2022 și chiar 2023. Ori din perspectiva aceasta, trebuie să ne gândim că acești copii, imaginați-vă 2 ani de zile și jumătate de școală în incertitudinea asta. Eu cred că trebuie ceva schimbat pentru că realmente ei vor fi traumatizați. Da, una era să ceri o situație, să accepți o situație excepțională pentru 6 luni, alta e deja dacă ea se prelungește încă 2 ani și ceva.
Ei, și sigur că în același timp am mai făcut și alte acțiuni care au avut vizibilitate, pentru că asta este, anume sesizările către Curtea Constituțională. Aici aș vrea să vă spun foarte clar. Legislația pe care noi am atacat-o este cu precădere o legislație care datează de multă vreme. Dacă n-ar fi venit pandemia, nimeni nu s-ar fi uitat pe ordonanțele alea, pe legile alea, pentru că dacă ele nu produc efecte și nimeni are de suferit, nu are nimeni timp să stea și să ia la analizat toate legislațiile dintr-o țară. Și ar fi fost bine mersi și acum în vigoare. În momentul însă în care în România s-au luat niște măsuri de maximă duritate, mult mai dure decât în alte țări, în ceea ce privește, de exemplu, amenziile date când era vorba de starea de urgență și ieșitul din casă. Totuși am avut numărul cel mai mare de amenzi și cu volumul cel mai mare, cuantumul cel mai mare al amenzilor. Și în momenturile acelea, sigur că ne-am uitat pe legile existente în România. Toată lumea vorbește de ordonanța 1/99 cu privire la starea de urgență. În realitate, ea de fapt e de mult lege și legea n-a fost mai bună decât ordonanța, dar noi le-am sesizat cu toate aceste modificări la Curtea Constituțională. Așa am făcut și cu ordonanța de urgență 21 din 2004 și cred că ceea ce, vine să spun, firul roșu care s-a văzut în deciziile Curții Constituționale la sesizările noastre, și mă bucur să constat că cele mai multe din ele au fost cu unanimitate de voturi admise de curte. Deci firul roșu este unul pe care cred că toată lumea, cel puțin acum, l-a înțeles. Restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți se poate face numai prin lege, nu prin ordonanțe de urgență și categoric nu prin alte acte de nivel inferior, hotărâri de guvern, ordine de ministru și așa mai departe. E interesant însă de văzut dacă după deciziile acestea ale CCR există vreo inițiativă legislativă din partea unui minister, din partea guvernului per ansamblu, din partea unor deputați și senatori de modificare. Nu. Deci, în acest moment pot să vă spun, avem doar decizia Curții Constituționale, dar nu au intervenit modificări la cadrul legislativ general. Am mai avut și alte ordonanțe de urgență atacate și unde ni s-a dat dreptate, 34/2020, 2G11/2020. Au fost și legi, nu doar ordonanțe de urgență pe care le-am atacat. Legea sănătății e din 2006 și când s-a pus problema acestor internări, când oamenii vroiau să iasă din spital și nu puteau, erau pur și simplu împiedicați, nu puteam să nu ne uităm să vedem în ce măsură legea este cea care permite. Și ce am constatat era că, de fapt, nu legea, ci un ordin de ministru făcea posibil acest lucru și, iarăși, Curtea Constituțională ne-a dat dreptate. Au fost după aceea, știți bine, elaborate legea 55/2020, legea 136/2020. A trebuit să le atacăm și pe acestea pentru că mi s-a părut că unele din prevederile pe care le aveau, în mod evident, iarăși erau suficient de neclare încât să nu înțelegem care este limita restrângerii exercițiului unor drepturi și libertăți. Întreagăt fie spus, știți bine, când este vorba de starea de alertă, noi am atacat inclusiv acea prevedere din lege care spunea că Parlamentul trebuie să fie cel care după aia să, după ce guvernul instalează starea de alertă, Parlamentul să verifice. Știm că așa ceva e o revoluție în dreptul constituțional și nu este admisibil și da, Curtea Constituțională a spus că avem dreptate. Pe de altă parte, suntem astăzi în situația în care vedem că starea de alertă se tot prelungește din lună în lună. Noi nu avem o legislație clară să ne spună care este limita maximă. Mă întreb,
dacă pandemia mai durează încă 2 ani jumate, 3, vom avea stare de alertă o perioadă atât de lungă, pentru că de natura constituțională, de posibilitatea constituțională a restrângerii exercițiului unor drepturi și libertăți este aceea de a fi pe o perioadă de timp limitată. Din momentul în care însă ne ducem cu aceste restrângeri pe durate de timp atât de mari, întrebarea se pune dacă nu cumva însăși esența acelui drept este în realitate atinsă. Eu m-aș opri aici cu aceste explicații și evident vă răspundem întrebărilor pe care le aveți. O să le loc și pe colegele mele în funcție de ce întrebări puneți să intervină. Cu siguranță au mai multe amănunte și nuanțe pe care vi le pot împărtăși decât am făcut-o eu. Vă rog. Spuneați că restrângerea drepturilor și libertăților ar trebui să fie pentru o perioadă limitată de timp. Care ar fi soluția, în opinia dumneavoastră? Ca Parlamentul să vină cu un proiect de lege? Guvernul în acest sens? Cum vedeți rezolvarea acestei situații? Și cât ar trebui să fie această limită? Cât ar trebui să fie limita, evident, este o chestiune pe care Parlamentul va trebui să o decidă, dar da, asta ar trebui să fie în general în legătură cu orice soluție, adică legi clare, făcute de Parlament, dezbătute, la care să participe la elaborarea lor. Votul este al parlamentarilor, fără doar și poate. Dar până la acel vot, cred că la elaborarea lor ar trebui să fie consultați specialiști din diferite domenii. Nu doar experți medicali, ci și experți în drept constituțional, experți în drepturile omului. Adică ar trebui să facem politici publice serioase în așa fel încât legea, atunci când este dată, să nu fie o lege ad hoc. Așa au fost, dacă vă uitați pe legile 55 și 136, ele sunt legi pentru această pandemie. Bine, 136 te dorește un pic mai acoperitoare. Dar sunt date acum, imediat. Nu, ar trebui să facem legislație care să dureze perioade lungi de timp și pe care să le putem folosi în siguranță, ca să spun așa. În perioada în care ați sesizat la Curtea Constituțională acele ordonanțe pe care au fost făcute și au fost comentarii cum că au crescut, nu mai aveau cadru legal, au crescut cazurile, numărul de cazuri, crescut numărul de cazuri. Părerea dumneavoastră care este? În primul rând, v-aș spune că noi nu am atacat ordonanțele militare, pentru că ele nu pot fi atacate. Noi am atacat legea din 99. Lege care nu conținea deloc prevederi cu privire la contravenții. Deci lumea era acuzată de ceva și nu se știa de ce anume. Eu v-aș întreba următorul lucru, v-aș răspunde cu o întrebare. Credeți că acele sancțiuni contravenționale sunt cele care au definit comportamentul la nivelul societății? Adică v-aș întreba așa, dumneavoastră nu ieșeați din casă pentru că vă era teamă de amendă sau pentru că ați înțeles că ăsta este de fapt felul în care trebuie să ne comportăm? Noi ne-am obișnuit foarte mult în România să punem accentul pe sancțiune. Ca și cum respectarea legii ar fi o chestie așa, la aprecierea fiecăruia și numai de frica sancțiunii eventual respectăm legea. Nu, asta este greșit. Respectarea legii trebuie să se facă pentru că trebuie să avem încredere că legea este bună. Legea este este în folosul nostru. Și atunci sancțiunea ar trebui să fie strict o chestiune în extremis. Pe de altă parte, uitați-vă și dumneavoastră, vă rog frumos, la sumele, eu nu știu ce s-a colectat la buget sau nu, dar la sumele date în aplicarea acelor sancțiuni. Totuși, se poate justifica într-un fel faptul că România a avut
cel mai mare număr de amenzi. Nu suntem țara cea mai numeroasă din Europa, cu populația cea mai numeroasă. 310.000 amenzi în quantum de 120 de milioane de euro. Chestia asta chiar nu ne spune că ceva nu e în ordine la un venit lunar, știți și dumneavoastră cât. În plus, și aici a fost o realitate și asta, agenții constatatori s-au purtat și cât au înțeles și cum au înțeles să aplice aceste prevederi. Au dat excesiv, au dat acolo unde nu trebuiau. Nu sunt foarte sigură că exact cei care nu respectau legea au fost sancționați, ci mă tem că, așa cum se întâmplă de foarte multe ori, exact ăia care erau mai amărâți au fost și cei care au fost sancționați. Deci nu, eu nu cred sincer că asta e, și dacă ne uităm, numărul de amenzi este foarte mare, da? 310.000. Dar ce înseamnă 310.000 la o populație de, nici nu mai știu cât suntem, 18, 19, 20 de milioane, totuși este un procent infim. Deci imensa majoritatea oamenilor au respectat acele reguli pentru că au conștientizat că este bine pentru noi toți. Și pentru noi și pentru cei apropiați, nu. Deci nu există o corelare între creșterea numărului de cazuri și sesizări. Nu, categoric. Categoric. Asta, iertați-mă, s-a mai încercat să se speculeze, dar eu o să vă spun că atunci când numărul de cazuri a crescut, am văzut că a crescut, primul loc în Europa l-avea Luxemburgul. Eu n-am intervenit în Luxemburg. Au crescut dintr-o dată în țări care nu aveau cazuri, în Noua Zeelandă, în Australia. Malta, după ce a avut câteva luni zero cazuri, dintr-o dată a avut număr de cazuri. Numărul cazurilor n-a venit pentru că oamenii au ieșit din casă, că au ieșit din casă, că asta s-a întâmplat peste tot. Din momentul în care virusul a avut o transmitere comunitară, firește, el s-a răspândit și în România și în alte părți. Și singura sau cea mai bună abordare pe care am văzut-o eu aplicată în alte părți a fost testare masivă. Testare, izolare 10 zile, cum zice Organizația Mondială a Sănătății, nu trebuie să ocupi paturi de spital pentru asta, că ești om sănătos, dacă ești doar infectat cu un virus, nu ești bolnav. Da? Omul stă în izolare frumos ca să nu transmită mai departe și așa rezolvă cele mai multe, cel puțin în Uniunea Europeană, toate statele așa rezolvă lucrurile. Săptămâna viitoare sunt alegerile locale și legat tot... Săptămâna viitoare? Da, duminica viitoare. Legat de limitarea tot de restrângerea drepturilor și libertăților, guvernul vrea ca alegătorii să vor să guvernanții să impună obligativitatea purtării măștilor în secțiile de votare. Ce se va întâmpla dacă o persoană refuză să poarte masca în momentul în care intră în secția de vot? Și se poate restrânge dreptul la vot? În acest moment avem o lege care spune foarte clar că în instituțiile publice și nu doar publice, și în toate instituțiile trebuie să porți mască. Dacă vă duceți la cumpărături undeva și dacă nu vă puneți masca, vi se poate împiedica accesul acolo. Ce facem atunci cu dreptul dumneavoastră, nu, fundamental, de a vă procura produse de bază ca să supraviețuiți? Este exact același lucru. Eu nu văd, din punctul acesta de vedere, că dreptul de a vota e un drept mai care are, își poate permite să accepte și alte nu știu, măsuri de relaxare care, repet, nu sunt prevăzute de lege. Deci, așa cum atunci când mergi la muncă, mergeți aici oriunde în instituția aceasta, urcați și veți vedea, colegii mei sunt cu măști, sunt cu dezinfectantul alături. Este un drept pe care l-au la muncă, da, dar trebuie să se conformeze acestor rigori pe care le avem. Așa și cu secția de votare, maximum, și nu, asta nu e maximum, asta este obligatoriu, trebuie să existe peste tot și dezinfectant și măști pentru cei care nu au, să le putem oferi. S-ar putea să devină chiar interesant pentru unii dintre ei să meargă la vot ca să obțină o mască, nu știu să vă spun. Adevărul e că noi avem cu toții măști, dar nu toată lumea își poate permite să aibă atâtea măști la dispoziție. Este foarte mult.
Multă lume săracă în această țară și am acum în minte și datele de la raportul de săptămâna trecută. Totuși, 2 din 5 copii trăiesc în România sub pragul de sărăcie. Asta înseamnă că familiile lor sunt familie, vă dați seama ce înseamnă asta, este să mai mult de o treime din populație. Și atunci, sigur că da, pentru acești oameni este absolut obligatoriu guvernul să pună la dispoziție măști, dezinfectante și așa mai departe. Legat de obligativitatea purtării măștii, pentru că am pus și o discuție în spațiu public legat de acest subiect, este suficient un ordin de ministru pentru a impune această măsură? Considerați că mai este nevoie de o modificare a legii sau este suficientă legea despre care ați vorbit? Avem legea 136. Pe baza legii 136, obligativitatea purtării măștii este prevăzută. Avem și noi petiție, să știți, în acest moment, dar multe, nu știu, peste 100, care spun noi nu vrem copiii noștri să poarte măști la școală. Oamenii, știți foarte bine, gândesc diferit. De-aia spun, munca de lămurire și convingerea oamenilor și prezentarea unor situații reale este foarte important pentru că aceștia să înțeleagă. Altfel, când găsesc tot felul de contradicții și mai departe, oamenii încep să intre în scenarii și să... Și asta este. Mai multă educație. Da, acum sunt pe educație pentru că a început anul... Nu, dar în general. Când e nevoie de educație. Da, dar știți, educația, din punctul nostru de vedere, se face prin argumente, cu mijloace de convingere, cu discuții. Educația cu sancțiuni, nu. Aia nu e educație. Aia e impunerea unui comportament. Nu întotdeauna oamenii răspund pozitiv la așa ceva. Așa că... Și legat de ce aflați în carantină, aș mai întreba. Lor se poate refuza dreptul la vot? Cornelia, nu vrei să răspund. Nu, în mod normal, eu vă spun cu ce s-au pregătit. Noi eram avut la sediul instituției o întâlnire cu o misiune exploratorie a OSCE și un coleg de-al nostru, un adjunct al Avocatului Poporului, chiar se ocupă foarte atent de tot ce s-a întâmplat și de cum sunt pregătite aceste alegeri. Nu știm dacă OSCE va trimite sau nu misiune, deocamdată e o misiune exploratorie, dar fiecare, de fapt, trebuie să ceară, să solicite. Deci și cei care sunt în spital și cei care sunt acasă trebuie să solicite urna mobilă. Acum, eu înțeleg că autoritatea electorală permanentă chiar a pregătit destul de bine cum anume să se desfășoare lucrurile acestea. Așa ar fi și normal, pentru că nu uitați că avem o autoritate electorală permanentă, deci asta este sarcina ei, cu asta se ocupă. Sigur că în ziua alegerilor vom urmări să vedem ce se întâmplă, vom vedea ce petiții primim după aia sau ce relatați dumneavoastră în presă și o să ne sesizăm și noi. Că de la teorie la practică e pasul ăla decisiv. Dar deocamdată, din câte știu, dânșii au niște proceduri destul de bine puse la punct. Dar e pe bază de solicitare, nu uitați acest lucru. Dacă îmi permiteți, sunt aceleași prevederi legale care se aplică și în cazul persoanelor internate, cum s-a procedat și la alte procese electorale, oamenii trebuie să, cetățenii trebuie să facă o solicitare în acest sens și să deplaseze cineva cu urna mobilă ca să poată vota, să-și exercite dreptul la vot. Referitor la ancheta pe care spuneați că ați făcut-o pentru învățământul online, în situația în care un elev nu are situația financiară pentru a-și cumpăra o tabletă, nu are acces la internet, dar cursurile sale se desfășoară în online, se poate spune că îi se atinge dreptul la educație sau îi se încalcă dreptul? Dar chiar așa se întâmplă, sigur că da. Evident, copilul acela nu mai are cum să-și exercite acest drept și avem multe astfel de situații. Peste tot, deci noi am obținut foarte bune, foarte complete răspunsuri de la mai multe județe din centrul și nordul țării. Nu știu de ce în sud chiar nu ne-au răspuns.
dar peste tot am constatat că și acolo unde au făcut la nivel local eforturi foarte mari să le asigure, totdeauna a existat un procent, 10-15% de copii care nu au avut acces. El nu e doar un procent, el se traduce în câteva zeci de mii de copii care, iată, perioade de luni de zile nu au avut parte de școlarizare anul acesta. Și n-au nici de acum încolo, pentru că nu cred că au ajuns tabletele la ei cu precădere. La nivel local, să știți că s-au făcut eforturi. Am văzut, mă rog, prin sponsorizări locale, ca să mai facă rost de niște tablete, că totuși pe telefon e greu de urmărit ce școală e aia. Dar dacă au conectivitate la internet, pentru că nu toți au. Să știți că întrebările noastre s-au referit nu doar la copii, ci și la profesori. Și am constatat că și un procent mult mai mic, sigur că da, de profesori, n-aveau acces la internet. Deci ei cum să-și țină orele în condițiile acestea? Da, de aia vă spun că aici chiar trebuie o atenție deosebită, pentru că ce se poate întâmpla pentru câteva luni nu poate să dureze pentru 2-3 ani. Poți să iei omului atâția ani din viață numai pentru că ceva nu este pregătit cum ar trebui, corespunzător. Eu nu știu tabletele acestea de unde trebuiau să fie 250.000. Las că nu erau suficiente. Înțeleg că nu mai sunt 250, sunt vreo 70-80 și eu tot nu știu unde se duc cu prioritate. Că și asta e o problemă. Dacă se duc, trebuie să aibă mai întâi și conectivitatea internet. Eu am văzut că noi avem foarte multe și veți găsi în acest raport. Ne-am ocupat inclusiv de inițiativele acelea pe care le-au avut companiile de telefonie, de a face tracking-ul în funcție de telefoane, ca să vedea cum se răspândește virusul. Da, pentru asta măcar să aibă acoperire în toată țara, că asta ar fi, de fapt, cel mai important. Și, din păcate, nu este în toată țara. Nu mai aveți întrebări? Atunci vă mulțumim foarte mult pentru prezență și vă mai așteptăm. Să ne chemați. Da, o să vă chemăm, gata, ne reintrăm în cât de cât.